timp și de networking. Aneta Pleșa este primul invitat. Să-ți dau ție microfonul și după aia vezi tu ce faci cu prezentarea. Da? Ok, gata. Eu sunt Aneta. Bună seara. Vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, cred că este prima dată când vin la acest eveniment, dar promit data viitoare să fiu în sală. Putem să scăpăm de... Eu mi-am venit prezentarea Facebook Ads Revoluții. Nu o să vă spun că Facebook a revoluționat publicitatea online. O să vă spun cum și-a revoluționat Facebook platforma de advertising în ultimii 3 ani, așa cum am văzut-o eu din perspectiva de advertiser. Și aș vrea să vă întreb în mare dacă ați alegeți un atribut pentru Facebook Ads, indiferent că lucrați în online sau doar aveți doar un cont de Facebook, care ar fi acela? Eu aleg eficient, de aia sunt aici în țara asta. Relevant. Ok, este bun. Bun, atunci toată lumea va fi de acord, sper, la sfârșitul prezentării că Facebook este eficient. Facebook Ads, în orice caz, este consecvent în comunicare. El propune același lucru din 2009 până în 2014. Acela este un vizual din 2009, iar sub avem ad-ul de pe Google, luat aseară. Propune, bineînțeles, anunțuri relevante pentru target foarte specific. Am pus jos și anunțul Google ca să arăt că este puțin mai generos și deja au intrat în mai multe detalii. Înțeleg că nu sunt în sală hater între advertiserul ăsta bun și că toată lumea deja probabil a încercat acest canal și nu are nimic împotriva lui. Este cineva care ca advertiser nu iubește Facebook? Însă vreau să fie clar că nu o să fac astăzi o comparație între Facebook și Google. O să vorbesc doar despre Google, despre Facebook, pardon, deși l-am adus puțin în discuție și pe Google. O să încep prezentarea cu prima mea campanie de Facebook în anul legație 2011. O campanie politică, pentru că noi facem și campanii politice la Codiment. O campanie care a durat 80 de zile și am ales-o pentru că vreau să vă reamintesc aceste ad-uri micuțe din partea dreaptă. Acesta era ad de like-uri. Iar acesta, exact. Iar acesta este ceea ce se numește acum website clicks. Acestea erau singurele posibilități de advertising în Facebook la vremea respectivă. Și chiar dacă erau atât de mici și aveau o frecvență foarte mare, pentru că trebuiau să le ruleze foarte mult ca să obțină click-urile necesare, rezultatele au fost foarte bune. Costul a fost foarte bun, a fost de 4 cenți în toată campania din cele 80 de zile. Și CTR-ul pentru asemenea imagine atât de micuță a fost iarăși satisfăcător. Ulterior, am început campanii și pe România, unde am văzut că CTR-ul poate să fie și mai mic. Iar costul la momentul respectiv se încadra undeva între 7 și 10 cenți. Ulterior știu că a crescut destul de mult, chiar într-o jumătate de an. Aici avem un CTR mai mare la campania asta de Vodafone, pentru că era ofertă cu telefoane. Deja în 2013 asta este un ad pentru o instituție bancară, deja CTR-ul ajunsese la un CTR normal pentru asemenea ad-uri de 0,05. Acum asta avem în partea dreaptă, în right hand, asta era ad-ul de la mine din cont, probabil că toată lumea deja a început să le vadă. Facebook spune că putem să creăm deja toate campaniile pe aceste noi formate. Textul este la aceeași dimensiune, imaginea s-a mărit și o să avem maxim 2 ad-uri. Și ei spun că se așteaptă la CTR-uri de 3 ori mai mari față de formatele vechi, ceea ce cumva este normal, dar ceea ce am văzut eu din practică, am comparat o campanie cu 2 ad-uri care au targetat același public
și au avut același obiectiv. Și CTR-ul deocamdată este doar cu două ori mai mare, cu 2,3 ori, dar oricum rezultatele sunt mult mai bune. Și bineînțeles că a scăzut și frecvența de afișare a anunțului. Apoi, în anul 2013, am avut plăcuta surpriză să avem ceea ce se numește conversion tracking. O să explic foarte pe scurt ce înseamnă asta. Advertiserii deja toți aveau nevoie de el, îl foloseau în Google AdWords, de exemplu. Conversion tracking este o funcționalitate care permite platformei să meargă mai departe de clipuri și să analizeze ceea ce se întâmplă și în site. Și atunci, pe baza acestor rezultate, le corelează cu ceea ce se întâmplă în platforma lor și poate să optimizeze pentru conversii direct, nu doar pentru clipuri. Și când a introdus Facebook această posibilitate de bidding, a spus că se vor aștepta costuri cu 40% mai mici pe conversie decât o targetare normală, fără această urmărire a conversiilor și fără această optimizare pe care o face sistemul. Ce am avut eu pe această campanie, tot pentru o instituție bancară, a fost o scădere cu aproape 40%, 39%, dar asta s-a întâmplat în prima parte. Pe măsură ce am început să ating aproape toți userii, costurile s-au mărit. Dar în prima fază a fost foarte frumos când am văzut această scădere pe care chiar ei au promis-o. Apoi, spre sfârșitul anului, au venit și cu remarketing-ul, cu codul de remarketing, iarăși foarte dorit și foarte folositor de advertiser, adică să poți să-ți atingi vizitatorii site-ului direct pe Facebook, doar pe ei, dacă doar pe ei vrei, să le servești un mesaj ulterior vizitării site-ului. Aici este un exemplu cu o campanie politică din Indonezia, după am întors din Indonezia. Dumnealui este actual președinte al Indoneziei. Am avut ca obiectiv înregistrarea utilizatorilor ca voluntari pe site-ul lui și am avut patru tipuri de targetări și le-am pus pe toate aceste lucruri foarte interesante. Am targetat fanii paginii, am targetat vizitatorii clienții marketing, vizitatorii site-ului care nu se înscriseseră pe site. Și am targetat acest lookalike audience pe care o să vi-l explic în slide-ul următor. Este o audiență similară pe care o creează Facebook pe baza unor baze de date pe care tu le poți ablada în sistem. O să vedeți în slide-ul următor. Și a patra targetare este o targetare normală, demografică și interese. CTR-ul, bineînțeles că este mai mare pentru fani, pentru că ei oricum sunt mai activi decât restul, însă costul pe conversie este asemănător la primele trei targetări, pentru că toate sunt foarte specifice și foarte directe. Până la urmă, cea mai mică s-a dovedit a fi la fan, dar diferența este destul de micuță. Iar la targetarea normală au fost cele mai mari costuri. Ce a fost conversia în cazul ăla? În cazul acesta a fost înscrierea ca voluntar pentru campanie. Dar, culmea, formularul de înscriere avea foarte multe date pe care oamenii și l-au completat și chiar au vrut să ajute. A fost o campanie frumoasă, a fost foarte generoasă și ca buget și ca target. Probabil că nu voi mai avea asemenea target în curând. Aici este o campanie pe România. Vă spuneam de Lookalike Audience, care este o funcționalitate foarte interesantă și care iarăși mie mi-a dovedit din ce clienți am avut eu că funcționează mai bine decât o targetare normală, clasică. Avem o instituție bancară și am creat audiențe similare după utilizatorii care au aplicat la credit online. Aceste audiențe le-am făcut lunar pentru utilizatorii lunii trecute și Facebook a găsit utilizatori similari cu cei care au aplicat și costul pe conversie a scăzut cu 39% față de o targetare normală demografică. De aici CTR-ul este chiar mai mic
decât targetarea demografică, dar până la urmă contează ce optimizări face sistemul ca să-ți scoată un preț mai mic. Mai nou se pot face audiențe similare, nu doar după baze de date. Baze de date înseamnă e-mail, telefon sau Facebook ID. Facebook ulterior cu e-mail face matching-ul. De exemplu, în cazul nostru aici, matching-ul de bază de date, e-mail-urile pe care și le-au lăsat utilizatorii și în conturile de Facebook, a fost cam de 80%. Poate să facă audiențe similare și după listele de vizitatori, listele de remarketing. După ce punem codul de remarketing și aducem listele de vizitatori, Facebook poate să găsească utilizatori similari din website. Și mai nou, nici nu văzusem, nici pentru că nu am prins asta, am văzut după o săptămână, am văzut butonul, se pot crea audiențe similare și după fanii paginii. Deși după fanii paginii, teoretic, tu ai datele, poți să vezi toate demograficele, dar aici mai intervin și interesele și alți algoritmi pe care ia Facebook în considerare când creează aceste audiențe. Salvestea. Da, exact. Vă prezint și aceste formate premium pe care noi le-am folosit destul de rar pentru că costă destul de mult și trebuie niște bugete pentru ele, dar sunt formate interesante. Primul format, și acesta este preview-ul lui, este ceea ce se numește logout experience. Atunci când userul face logout din Facebook, va vedea un ad de genul acesta. Poți să ne spui care este buget estimat pentru logout? Da, pentru că sunt prețuri fixe. Sunt prețuri fixe de la Facebook și sunt în funcție de numărul de utilizatori din țara, din locația respectivă, care fac logout, un număr mediu, care fac logout zilnic. Știu că a fost și la noi cu BCR-ul, câte mai ține minte. Da, aici nu este. Astea sunt până aici, astea sunt de România. N-am putut să am niște chestii de la la noi se poate cumpăra prin Think Digital, se pot cumpăra formatele astea. N-am putut să dau numele, dar avem niște rezultate interesante pe care o să le vedem în slide-ul următor puțin grafic. Formatul numărul 2 este format de rich blog. Stai, că nu mi-ai răspuns. Da, la post. Așa. Da. Care ar fi bugetul? Nu cred că e interesant să aflăm. Întâmplător știu care e bugetul, dar ar plăcea să ne... Da, vreau să mă gândesc puțin. De exemplu, numai pentru România nu am făcut niciun logout și nu mai știu prețurile, dar pentru Indonezia a fost 21.000. Pentru... 21.000 de? Tolar. Pentru, vă spun imediat câte impresii, pentru 4 milioane de impresii. Pentru 4 milioane de impresii, aproape 3,5 milioane utilizatori. La noi cred că trebuie să fie undeva pe la 10.000, cam așa, da. Mai avem această posibilitate de un format premium care se numește Rich Blog și care targetează toți userii activi dintr-o zi cu un post în newsfeed garantat să fie în primele 3 poziții, o afișare pe utilizator și o părticică din Rich Blog se numește Target Blog. Aici poți să faci segmente din acest Rich Blog pe bază de demografic, device, mobil sau desktop și sex. Ceea ce am văzut eu interesant în acest tabel, mie mi s-a părut acum în Indonezia, am crezut că rezultatele au fost destul de slăbuți, mă așteptam la un engagement mult mai mare. De obicei, pe formatele astea folosești video, pentru că dacă tot dai atâția bani și ai spațiu acela, să folosești cel mai engaging format. Da. Însă, observ că se menține undeva rata de video play, e undeva pe la 1,4, chiar și în comercial. Ce am făcut cu roșu este ceva din pattern. Aici avem niște cosmetice bărbați, pe bloc, probabil doar bărbați a targetat. Și rata de video play este foarte mică, probabil pentru că am văzut că formatul era ceva de genul, era de genul acesta, nu abladaseră video direct în Facebook, și era de formatul link. Și atunci engagement-ul și vizibilitatea normală a fost mai mică. De obicei este bine să-l abladăm direct în Facebook și atunci preview-ul arăta ceva de genul acesta. Și mai avem aici două diferențe pentru logout experience între două companii telecom românești. Rata de play a fost una mică la cea de-a doua,
Bănuiesc eu că a fost, eu am văzut videourile, bănuiesc că a fost din cauza videourilor sau din cauza preview-ului. Pentru că inițial nu se face autoplay, există un preview și doar dacă userul dă click va vedea video-ul. Iar acest spike la Albania, tot pe logout experience, mi le explic prin faptul că în campania din Albania, utilizatorul pe Facebook a fost foarte activ toată perioada. Ne-am început destul de devreme, dar în ultima lună jumătate au fost foarte interesat de ce se întâmplă pe partea politică. Așa îmi explic valorile mult mai mari aici. Acum, din ce am strâns noi date până acum, nu prea știm foarte multe cum se desfășoară licitația pe Facebook, spre o serie de adwords unde știm două chestii mari, maxim bid și quality score. O licitație pe Facebook se câștigă în principiu prin valori mari ale CTR-ului, bineînțeles, sau ale ratei de conversie dacă avem conversii, prin valorile mari ale bidului și prin acest quality modifier, care este un echivalent al quality score-ului din AdWords. Și mai avem o problemă, nu doar sistemul de licitare și advertising, mai avem o problemă în utilizatori care pot să ascundă anunțul sau toate anunțurile din partea unei companii. Și acest lucru este reflectat în acest quality modifier, pentru că el ține cont de feedback-ul negativ al utilizatorilor. Și atunci, dacă veți vedea, de exemplu, la un moment dat, scăderi mari de performanță în anunț, este posibil să fie din cauza feedback-ului negativ. De-aia este foarte bine să avem grijă de ad-urile pe care le folosim pe Facebook. De exemplu, acestea sunt niște ad-uri foarte apetisante pe care nu cred că le-a spus nimeni. Și cam asta a fost cu Facebook. Aștept cu nerăbdare să văd ce o să se mai întâmple, pentru că în fiecare zi, săptămână, lună, ceva nou se întâmplă pe Facebook. Să vedem ce formate noi și ce performanțe putem să mai obținem în continuare pe Facebook. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări... Reamintesc că dacă aveți întrebări, sunteți pasibili de a câștiga un de vin de la UNESCO. Deci, cei mai activi membri, avem o întrebare. Niciodată n-aș fi exact care e criteriul de care au vinut la UNESCO și cum au vinut. De ce criterii de creează? Care este metodul? În primul rând, informațiile pe care le găsești în profil, demografic, interese, și ei mai spun și comportament. Interesele le iau atât din ce au deja în profil, plus comportament. Acum sunt iau și din comportamentul pe pagină. Da, la voi era foarte diferit, că dacă ar fi doar pe demografic și interese, probabil de CTR-ul era apropiat și mai interese de Da. Nu este doar, da. Nu știu exact algoritmul, dar îi spun că este ce... Din ce am făcut până acum, anunțul like a funcționat foarte bine și pe politic și pe comercial. Dar nu pe o perioadă foarte lungă de timp. Nu lăsa să fii singur care... Eu cedez pe De ce nu ne-ai mirit? Ok? Dacă nu ai o întrebare. Asta am văzut în prezentare. Video preview, dar era trecut pe un slide până în 2012. Era video preview în 2012. Premium Media, așa trece. Dar era un preview. Eu am dat un preview, n-am putut să dau de la premium, nu știu, dar probabil că erau de la brandul respectiv și am dat un preview, astăzi l-am luat. Te referi la partea de Lux și Rich? Nu, partea de video ads. Prin preview am văzut acel video care rulează singur pe un autoplay. Ok, e foarte bine că ai adus camere, tocmai acum când vă invit să luăm o pauză. Mulțumim și vă așteptăm cam în 10 minute ca să vedem prezentarea lui Alex.